Miercuri 9 decembrie a fost depus la Camera Deputaților bugetul pe 2016. Parlamentarii au posibilitatea să depună amendamente în cursul zilei de joi, 10 decembrie. Săptămâna viitoare va avea loc dezbaterea în plen și votul final. Bugetul a fost depus la Parlament astăzi, bugetul pentru anul 2016. Mâine este o zi pentru depunere de amendamente și vineri intrăm cu dezbaterile în comisiile de specialitate. Așadar, săptămâna asta este plină. Iar sâmbătă, duminică, Comisia de Buget Finanțe finalizează raportul pentru dezbaterea în plenul comun Camera Deputaților-Senat săptămâna viitoare. Sperăm ca luni, dacă nu cel mai târziu marți, vom face dezbaterea în plen comun. În așa fel ca, probabil pe joi, miercuri, seara, joi, să dăm votul final pe bugetul anului viitor. Sigur că pentru noi, cei din PSD, noi ne-am propus să nu depunem amendamente, tocmai pentru că dezbaterea nu dureze foarte mult și avem și un argument foarte serios, acela că 90-95% din prevederile bugetare sunt pe construcție pe care a gândit-o guvernul Victor Ponta, așadar nici nu cred că ar avea rost să depunem amendamente în acest moment. Deputatul social-democrat este mulțumit de faptul că bugetul guvernului Cioloș a fost construit pe scheletul celui creionat de ministrul PSD Eugen Teodorovici. Până în 15 decembrie, România va avea buget.